Funcționarii publici din primăriile comunale s-au adunat astăzi în fața prefecturii din Timișoara, unde protestează. Aceștia spun că se simt umiliți pentru că cer salarii mai mari de ani de zile și nimeni nu îi bagă în seamă. Iată, chiar acum îi puteți asculta cum scandează, cum suflă în vuvuzele, în speranța că vor fi auziți. Datorită faptului că salariile noastre au rămas înghețate de atâția ani de zile, datorită faptului că nici salariile niciodată nu s-au mai indexat, nici măcar cu rata inflației, gândiți-vă că salariile și la toată lumea au crescut cu rata inflației, pensionarii au primit 14,5%, iar noi am primit 5%. Nici măcar rata inflației nu ne-a fost acoperită. Începând din 2019, noi tot timpul suntem în coadă. Nimeni nu ne vede, de ce? Pentru că suntem primării mici, suntem primării distribuiți în toată țara. Noi suntem băia mai mici care nimeni nu ne bagă în seamă. De ce? Simplu, noi ce putem face? Să ne răzbunăm pe agricultorii din zonă, să nu ne mai liberăm adeverință? Ce am putea face ca să fim auziți? Nimic. De ce? Pentru că de fiecare dată suntem excluși de la masa negocierilor. Din cauza asta ne-am organizat în sindicat ca să putem protesta, să avem, fim o forță. Și vom vedea ce facem mai departe. Eventual vedem și greva de finală, care e situația, că nu se mai poate așa. Noi tot timpul rămânem în urmă, de ani de zile. Suntem tot în coadă, de ani de zile. Vă simțiți umilit? Cum trăiți? Da. Cum ați putea trăi dumneavoastră, luând un salariu de 4.000 de lei, după 26 de ani de muncă? Și a funcționat public și vorbesc în numele meu. Funcționarilor publici din primăriile comunale le-a ajuns cuțitul la os. Zeci dintre aceștia au pichetat în fața prefecturii din Timișoara în speranța că vor fi auziți. Dacă nu vor primi salarii aliniate cu restul bugetarilor, angajații din primării amenință cu greva generală chiar acum în pragul alegerilor. Continuăm un protest, o grevă declanșată în luna februarie. La acel moment, reprezentanții guvernului ne-au chemat să discute cu noi, ne-au cerut să așteptăm să vedem nivelul încasărilor pe primul trimestru. Este vorba de revendicări de natură salarială. Noi nu cerem salarii, cerem respectarea legii 153, care timp de 5 ani pentru noi în administrația publică locală de la nivelul orașelor și comunelor nu s-a aplicat. Nemulțumirile funcționarilor publici au curs în valuri în fața prefecturii din Timișoara. O funcție dintr-o comună este mult discriminată față de aceeași funcție cu aceeași vechime dintr-o localitate, oraș sau municipiu. Dorim o lege actualizată, unică a salarizării și să fie pusă în aplicare, bineînțeles, fără blocarea prin ordonanțe, trenuleți și alte demersuri. Ne simțim umiliți, atât eu cât și colegii mei. Avem lipsă de personal, organizăm concursuri, nu mai vine tineretul, nu-i mai interesat de aceste funcții și aceasta va duce la un blocaj la nivel național în condițiile în care nu mai avem profesioniști la comune. Ducem lipsă de profesioniști și care mai suntem, ne mai gândim ce avem de făcut în continuare. Și responsabilitatea este din ce în ce mai mare. Foarte greu. A ajuns muncitori necalificați care n-au studii să aibă salariile mult mai mari decât ale noastre. Nu-i normal să faci o școală, să sub coatele pe mărcile școlii și să nu fii plătit la meritele care ar trebui plătite. Dacă strigătul lor de disperare nu va avea ecou, funcționarii publici vor intra în grevă generală din 3 iunie, amenință aceștia.